obiceiul la care mă referam este că în fiecare zi un număr bani joacă pe asta. Da, am internat o carte de curând, se cheamă Pitch Anything, de Oren Claffer, zi de-aia? Nu. Foarte bună, are niște tehnici de pitching. Eu personal am rămas cu tot, toate tehnici de vânzări pe care le tot cultiv, le trenuiesc, le învăț eu și le dau mai departe. Am rămas efectiv impresionat de cât de simple și cât de eficiente la tehnicile. Înainte de sigur o știți, se cheamă framing în limbaj de NLP. Dar modul în care o transmite Oren Claff, el fiind investment banker la origine, el asta a făcut, a tras finanțări pentru proiecte de miliarde în US, este absolut genial. Absolut genial. Deci trebuie, dacă ai timp și ai o listă foarte lungă, cum de multe ori am și eu de cărți, ar trebui bine să o pun în top 3. E bun. Super. Anyway, iată-ne că suntem aici, iată-te aici. Mă bucur tare că ne-am văzut și fizic, în mai online. Și sper să fie asta începutul mai multora, pentru că avem, sunt sigur, foarte multe materiale pe care putem funcționa către oameni. Cumva astăzi începem seria de podcasturi live ale The Concept, se scrie lucrul ăsta, da. Podcasturile The Concept începând de astăzi. O să aducem oameni foarte faini, știi, și primul. Super, și ca întotdeauna, mersi. Tu ești prima. Vezi, asta e mindset de Belgia, frate, ca întotdeauna, vezi, are tot timpul în răs la treaba asta. Și nu numai că e primul podcast și ești primul, ești în... ești numărul 100, poate facem împreună video 100 din vlogul nostru, știi? Super. Adică în 2 ani, iată că suntem la pastila și vlogul numărul 100 și am zis cu colegii mei, bă, ce putem să facem, să fie ceva chiar special. Hai să venim cu un material mișto, cu un om mișto și îl facem sub formă de friendly podcast și în felul ăsta lansăm și podcastul mai departe. Mersi de invitație. Drag. Mă simt bine deja, mai puțin cu căldura de afară, dar în rest mă simt bine deja înăuntru. Păi cum, că noi filmăm aici în Scandinavia, filmăm în Stockholm. A se subscrie, da? Tocmai am deschis o sucursală. Am venit în România, apropo, ieri noapte am aterizat, deci asta e prima mea zi și urmează să stau în România cel puțin pe 11-12 luni, ceva de genul ăsta. Deci cu siguranță vom avea timp să ne mai vedem, să ne discutăm. Luni, like. Non-stop, da. Non-stop aici? Exact. Și muncă o faci online pentru Belgia, nu? Nu mai fac momentan, mi-am luat un an sabatic pentru, mă rog, eu nu lucrez pentru Belgia, lucrez pentru Luxemburg la bază și nici măcar pentru Luxemburg, de fapt lucrez pentru diverse țări, în mod particular ultima dată chiar pentru Belgia, dar a fost o întâmplare, dar lucrez pentru Singapore, Hong Kong, Elveția, Liechtenstein, practic țările care au bani și care au bănci private și oameni bogați. Dar am luat o pauză de la viața profesională, să luăm așa, viața de angajat, de intraprenor, cum place mie să zic, că nu sunt un simplu angajat. Și acum am, mă rog, proiectele mele pe care mă concentrez și am venit în România să stau 11-12 luni de zile cel puțin. Ca să-ți cultivi proiectul tău căruța cu bani și partea de financial advisory pentru sunt good people din România. Multe componente. Partea cu advisory încerc să o las deoparte, cât mai, adică o mai fac, dar o fac doar, sunt foarte restrictiv cu clienții pe care iau pentru că necesită foarte mult timp. E timp unul la unul până la urmă. Cu alte cuvinte, eu mă uit exact la situația ta și etc. Nu e neapărat cea mai eficientă treabă pe care pot să o fac. Eu sunt unul, ei sunt mii, să spunem așa, și atunci e complicat. Dar da, partea cu căruța cu bani, o să mă concentrez pe ea, o să mă concentrez și pe să o ajut pe soția mea, pentru că ea a venit ca expat în România să creeze o echipă, mă rog, ca să ofere niște servicii în Luxemburg. Și ea lucrează tot în industria asta financiară și da, sper să iasă bine tot. That's cool stuff. Deci soția ta belgiană fiind? Nu, da? E româncă. A, e româncă? Da, e româncă. Și ea este româncă expat în România. Exact. Este puțin cam complicată. Te rog, explică că e interesant. Păi ideea este că ea s-a angajat direct în străinătate, în așa, Luxemburg. Și cum vorbește și română și cum firma din Luxemburg vrea să deschidă aici, să creeze o echipă care să ofere servicii pentru Luxemburg, atunci a zis, a, perfect, vorbești românește, te duce acolo. Bine, evident, a aplicat ea pe poziția asta și s-a nimerit la fix, fiind și româncă, evident, poate să se înțeleagă mult mai bine cu cei de aici, acum își creează echipa, deci s-a nimerit super. E foarte asta, chiar acum o săptămână jumătate am fost la
Supertich, Gala Supertich, organizată de Rebele, Romanian Business Leader, știi organizația, nu? Și am ajuns la concluzia că trebuie să fac parte din acest Rebele, chiar o să și ne scriem în curând. Și unul de proiectele lor este Repatriate. Care știu. Repatriate, îl știi, da? Acela în care aduce înapoi oamenii buni plecați în vest acasă și uite că se întâmplă deja, asta îmi bucură foarte tare. Se întâmplă, eu am făcut parte din Liga Studenților Români din Străinătate, când eram student în străinătate, evident, și mă ocupam, eram vicepreședinte adjunct pe filiale. Aveam atunci, cred că vreo 19 filiale, 19 țări, acum cred că 20 ceva de țări are. Și aveam și noi un program foarte apropiat de Repatriate. De fapt, cred că Repatriate are tangență cu foști din Liga Studenților Români din Străinătate, nu mai sunt convins. Ideea este că și atunci vroiam să aducem oamenii după ce terminau studiile în afară, în România, numai că până la urmă mi-am dat seama, nu e chiar eficient așa, ar trebui să îi lăsăm în străinătate să evolueze în mediul profesional de acolo, să ajungă pe funcții importante, să ajungă să aibă knowledge mare și după aia să îi aducem, ceea ce Repatriate face, de exemplu, și chestia asta e super. Să ne gândim că să alegem un proiect model la care ne înscriem. E super teach, Repatriate și mai sunt câteva foarte faine făcute de Rebele. Tare. Și să știi că e o comunitate măricică de expats. Eu habar n-aveam că, îți dai seama, nu m-am interesat neapărat de România, expats, eu fiind român. Ești expat în Belgia. Da, sunt expat în Belgia. No, corect, e ciudat la mine, mă rog. Dar ideea este că venind în România cu soția ca expat, am observat că de fapt sunt destul de mulți expats, cel puțin pe București, nu știu alte orașe, și culmea, după ce stau aici 1-2 ani cât au ei proiectul, vor să rămână aici. Pentru că au viața frumoasă, au venituri ok, își mai găsesc eventual și partenera, partenerul. Deci mi s-a părut foarte interesant cum aș fi așteptat să stea 1-2 ani și de fapt după aia să plece, dar mulți de fapt rămân aici. Foarte tare. Bogdane, avem ceva pentru tine care aș vrea să îl primești cu toată inima. Ne avem darul să fim recunoscuți în piață ca fiind cea mai de suflet companie. Și când zic cea mai de suflet, înseamnă că suntem compania care pune și suflet, dar care și are suflet. Super! Și avem un cadou pentru tine, pentru că ne-ai vizitat astăzi și să ne aduc vlogul cu numărul 100. Ți-am făcut cadou o carte, care se cheamă... Am văzut-o deja, o știu! Million Dollar Habits, da? Pentru oamenii care vor să facă milioane. Mersi! Super! Ești dedicație din partea noastră, scrisă pe coperta numărul 3, fapt coperta numărul 2, acolo. Și de ce m-am gândit la cartea asta pentru tine? Chiar sunt curios! Pentru că eu sunt sigur că la baza, sunt sigur pentru că și noi o facem, companie și eu personal, la baza reușite pe termen lung stă o serie de ritualuri, o serie de obiceiuri, o serie de habits care trebuie să fie cumva focusul tău principal, în același timp cu o viziune largă către care vrei să ajungi. Și abia să discutăm foarte scurt, după care intrăm și în tema noastră, că suntem în zona de imobiliare, ca care sunt obiceiurile tale sau dacă vrei facem chiar un joc fain, să mergem cu trei obiceiuri tu, trei obiceiuri eu, pe rând. Dar vezi că eu câștig de obicei. Nu e nimic. Ce competitiv e, incredibil. Nu e un concurs. Încep cu unul, care e pentru tine cel mai tare obicei pe care îl folosești. Continu eu și facem 3 cu 3. Ok, facem și așa, dar... dacă vrei facem altreabă, rugăm pe cei care ne vor vedea să pună la final care dintre cele 6 obiceiuri se par cel mai tare ca să îl aplice și în viața lor. Merge? E bun, da? Faceți. Hai. Bun, legat de cadou, mersi, fain. Este scrisă de Brian Tracy, cum și scrie pe carte. De altfel, eu... Brian Tracy este cel care, mă rog, el nu știe, bineînțeles că nu mă cunoaște, dar este cel care m-a inițiat în tot ceea ce ține educație financiară, investiții, etc. La 14 ani l-am devorat, am citit, nu, 15 ani cred că aveam, 14-15 ani nu mai știu, am devorat absolut tot ce scotea Brian Tracy, audio, video nu prea era pe vremea aia, dar era mult audio, erau cărți, deci știu pe de rost tot ce a scos de la... când aveam 15, 16, 17 ani, deci este cel care m-a inițiat, deci nu voi uita vreodată cadoul ăsta. Evident, cartea am citit-o, o știu, deci o voi pune în ramă, s-a nimerit perfect. O păstrez pe asta cu dedicația noastră și o dai cadou pe cealaltă pe care tu ai deja, exact, unei persoane, ca exact, să prea mai departe. Exact. Și doi, de ce este un cadou interesant? Pentru că, într-adevăr, vorbește de obiceiuri. Eu sunt un obsedat, între ghilimele, de obiceiuri, de altfel obiceiurile productive, cum le numesc eu, practic stau la baza succesului oricărei persoane. Din păcate, oamenii nu-și dau seama, dar acei pași mici
pe care îi faci insesizabil de-a lungul zilei sau de-a lungul zilelor, săptămânilor, lunilor, de fapt îți creează un momentum, o exponențialitate ca în investiții, care la un moment dat explodează și nu-ți dai seama de ce după 3, 4, 5 ani de zile de obiceiuri productive ai ajuns aici și te uiți, wow, cât am evoluat. E interesant că nici măcar nu-ți mai dai seama de creștere, pentru că vine așa de natural și tot se întâmplă așa de natural, încât te uiți în, nici măcar nu-ți mai vine să te uiți în spate, pentru că tu ai impresia că tot timpul ai fost așa. E foarte interesant cum creierul funcționează, că este obișnuit foarte repede cu nou. Bine, eu am o regulă, dacă mă uit în spate și nu mă văd mult mai jos față de cum sunt acum, înseamnă că am greșit cu ceva. Ideea e să evoluez foarte mult. Da, da, interesant că te vei obișnui așa de mult cu noua ipostază, noua postură, încât ți se va părea că tot timpul ai fost așa. Și pe aia când te uiți și vezi, de fapt, n-ai fost așa nici măcar acum 2 sau 3 ani, zici, bă, chiar, fucking good, știi? Hai să... Cred că am pus una pe microfon, deci am dat așa, că se audă foarte mișto pe cameră. Hai să te bat cu obiceiurile productive. Hai. Te rog, primul. Zic că pe primul și cel mai puternic, zic eu, obicei productiv pe care îl poate face oricine, mi se pare invenția secolului, sincer, este partea de deep work. Nu știu dacă ai citit cartea, este și o carte, deep work, foarte interesant. Ideea este să te pui într-o stare... Avem bibliotecă aici. Super. Da. Ideea este să te pui într-o stare în care poți să îți accelerezi sau să profiți de toate abilitățile tale cognitive la maximum, să le împingi la maximum. Cum se face acest lucru? Mă rog, sunt câteva etape pe care trebuie să le respecti. Ideea este că dacă faci, să spunem, o oră de deep work, productivitatea ta în acea oră va fi de 3, 4, 5 ori mai mare față de alt moment al zilei în care poate ai lucra și ai face același task în două zile într-o zi. Nu mai zic că deep work merge excelent pe acele activități creative. Dacă ai ceva creativ, vrei să găsești o soluție mai complicată, mai complexă, atunci poți să te folosești de deep work, mi se pare absolut, nu? Da. Carl Newport mi se pare că e cel care a scris, dacă nu mă înveți. Exact. Da. Și mi se pare cea mai bună carte pe care am citit-o de nu știu cât timp. Eu practicam deep work, dar la un nivel basic și nu știam că fac chestia asta și oricum nu atât de bine pe cât explică el în carte, așa că tuturor vă recomand să citiți cartea genială. Numărul 2. Nenzi de numărul 2. Eu n-am citit cartea de porc, așa că o să pun în top, însă practic cred că cel puțin baza a ceea ce tu spui, și anume nu mai am notificări pe telefon. Ok, deci foarte practic, ok. Da, de câțiva ani deja. Orice există în raza mea vizuală când lucrez, este dat, orice poate exista, este dat în spatele laptopului. E un element de deep work, by the way. Da, și atunci am în față doar laptopul, o sticlă cu apă și that's it. Deci e unul dintre elementele deep work. De și câte sunt cu totul? 4. Ah, ok, deci am 26. Poșesc carta. Bun, de obicei numărul 1 din partea mea, 2 din numărul 2. Acum urmez eu. Ah, ok, gata. Hai, te la mine, de 4 ani jumate, okay. După ce, interesant, am fost la Tony Robbins la Londra, la nici de Power Rating, mi-a rămas acest obicei care inițial l-am tot gândilat, cosmetizat așa după stilul meu și am ajuns la a face meditații 10 minute în fiecare dimineață când mă trezesc și urmând niște pași. Ca să vedeți pașii, intrați pe YouTube și căutați priming. E unul de cele mai bune exerciții ever, să poți să-ți faci un mindfulness, să-ți faci o aliniere a ta cu tine și cu viziunea ta și te pune și într-o stare, că ele sunt corelate cu ce spune cu deep work. Deep work poți să faci când ești în stare potrivită ca să faci deep work. Mentația te pune în cea stare ca să poți să începi să faci deep work. So, 1-1. Asta e la Cristina, este numai 3-3, aseară. Ok. Un alt obicei, ca să fiu și eu practic, să nu dau obiceiuri mai filozofice, așa? Poți să pui ce te caracterizează pe tine, nu trebuie neapărat să Da, da. Eu am, de fapt, la mine toată ziua, dacă îmi studiez ziua, o să vezi că este o alcătuire, o înșiruire de obiceiuri, de fapt, productive. Eu sunt foarte robotic atunci când vine de performanță, când vine vorba de performanță, când vine vorba de orice ține de profesional. Activez foarte robotic, nu am sentimente, nu am emoții față de diversele
etape sau faze în care mă aflu, etc. Și atunci, da, eu am ziua mea, dacă ți-o descriu, o să vezi, e tu. În fine, ideea este în felul următor, un obicei practic pe care l-am și pe care l-am implementat de mult timp, am făcut un curs pentru chestia asta, poate suna stupid, să mă trezesc la 5 dimineața. L-am făcut, cred că acum, vreo de la o italiancă, mi se pare, și nu mai știu, acum mulți ani de zile, mă ajută enorm, se pliază perfect cu ideea de a face deep work, pentru că dimineața poți să faci, bine, eu pot să fac cel mai bine deep work, pentru că nu sunt deranjat de e-mail-uri, nu sunt deranjat de telefon, etc. Practic mă trezesc la 5 dimineața, de la 5 până la 6 sport neapărat și mâncat ceva, în general consistent, semințe, etc. După care, mă rog, fac munca mea de deep work, când lumea vine la muncă, 9, de exemplu, dimineața sau fiecare la cât începe, eu deja am făcut cât vor face ei toată ziua și atunci mă simt, wow, m-am luat, deci urmează 9, 5, vă voi lua și mai departe. Așa cum ai spus, scuze, eu sunt foarte competitiv, dar ideea este că 5 dimineața mi se pare genial pentru că ai timp fie să meditezi, cum ai spus tu, nu te deranjează nimeni, ai timp fie să muncești dacă ești în urmă cu ceva, fie să muncești pentru a atrage noi clienți sau să te gândești la strategii. Ideea este că partea creativă în general e bună, mai ales dacă urmează după sport, faci sport, da. Este chimie, nu e nimic altceva, nu e biologie și chimie. Deci, nu știu, mi se pare, m-am gândit un... Se pare că are 2-1, Bogdan. Da? Deci, Seferovic marchează din partea Elveției. Cu cine este la seara? Cu Elveția sau cu Franța? Nu m-am uitat, îmi pare rău. Eu mă uit la Belgia, îmi pare rău că, na, asta este. Ce să fac Belgia? Și m-am uitat la Belgia-Portugalia, care, mă rog, sau Belgia-Ronaldo, ca să zic așa, că, da, cam asta... Belgia-Ronaldo-Enco. Belgia-Ronaldo-Enco. Și a câștigat. Belgia merge bine, mai de mai. Eu cred în Belgia, asta. Eu bine, când o să apară vlogul, deja se va fi terminat. Da! Eu am și brățară încă de seară, așa de mult mi-a rămas în suflet meciul de seară. Da. Am ținut cu Elveția, am mulți prieteni elvețieni. Și în timp ce și curgea meciul... Ce au făcut? S-a terminat 3-3, ca să spune 3-3. S-a ajuns la penaltiuri. Și la penaltiuri a fost 5-4. Pentru? Până, deci era 5-4. Da, întrebarea a fost simplă, dar răspunsul vă că e foarte complex. Stai să trece la subiect acum. Era 5-4 și urma să șuteze. Dar s-a plăcut mult. Uai, a fost atât de mult mi-a plăcut. Este top 3 games la care am fost pe stadion. Șuta Mbappé ultimul penalty. Și Mbappé e number one of France, cred că valorează vreo 200 milioane de euro. Adică nu știu cum l-a calculat, dar 200 milioane de euro valorează. Și toată lumea se aștepta să scrie, adică era Kylian Mbappé, cel mai tare jucător, probabil al Europei și al Franței. Și a ratat. Și a făcut pasta. Bravo lor! Am fost în am fost în tribună, în spatele porții care s-a jucat penaltiurile, în galeria Elveției. În galeria Elveției. A, foarte tare. Da. Deci am simțit fel și eu. Foarte tare. Ultimul meci la care am fost, a fost ceva, divizia A, în România, când eram în liceu, ceva de genul ăsta. Probabil când juca sportul cu... Nu, Steaua. Pandurii. Nu, Steaua, că nu știu ce nu, Steaua. Juca sportul cu FC Botoșa. Nu știu, eram tot cu Steaua, dar mă rog, nu mai e Steaua de atunci. Poate până va apărea vlogul ăsta, va apărea noua Steaua. Așa, ai 2-1, urmez eu. Da. Ca să fie 2-2. Nu, nu e corect, păi ai spus tu deja, două ai spus deja. Nu spus unul. Ah, ok. I-am spus meditația, okay, care scuze. Al doilea nu era că mi-l-am meci, dar nu-l cunoaște. Super. Al doilea este că în fiecare zi, după sport, într-adevăr, sau înainte, depinde cum îmi așez programul dimineața, eu am fost 5 AM-er, acum sunt 6 AM-er, din rațiuni de family. Să progresezi, degresezi. Da. Bă, nu știu, că eu văd că aproape progres, m-am gândit treaba asta, bă, nu cumva fac rău că așa. Da, poți, da, mi-am dat seama că mie mi se potrivește la mine programul ăsta cu 6 AM-er, pentru că încep treaba oricum în majoritatea zilor de acasă, cred că o zi sau două mea dimineața la birou, maxim, și pot să-mi așez ziua astfel încât să fac și sport, să fac și meditație, să stau și cu Cristina logonica mea și să fiu și în starea aia de start, astfel încât să pănesc treaba cum trebuie de la 8:30 sau de la 8 sau de la 9. Și să rămân oricum singur acasă. Deci pentru mine este deep work, fără niciun diferit. Obiceiul la care mă referam este că în fiecare zi îmi număr banii, joacă pasta. Bă, mi-ar trebui mai mult de o zi să număr banii, ai problema. Asta e ideea, că dacă ți-a mai mult de 2 minute să-ți număr banii, s-ar gândi să-ți pui sistemul perfect. Să număr banii. Problema la mine e foarte complicată cu număratul banilor, pentru că majoritatea, marea majoritate covârșitoare este investită, atunci înseamnă că
fluctuează până la urmă și atunci eu nu fac asta, recunosc, pentru că fluctuează. Bun. Bine, numărat banul nu este la propriu numărat. Evident. Adică, evident că numărăm niște cifre în Excel, asta se numără. Și sistemul, în principiu, recalcază foarte automat, adică trebuie să fac doar câțiva indicatori și merge foarte repede. Da, dar te referi strict pentru afacere sau, să spunem, averea netă personală? Ambele. Ambele? Merg atât personal cât și professional. Okay. Bine, ele sunt, de fapt, și sisteme care calculează, cum spuneam, cash flow în P&L and net worth în permanență, atât al companiei net worth cât și personal net worth. Și în fiecare zi eu îmi indexez operational staff, adică cheltuielile mele personale și verific cheltuielile companiei și cash flow companiei. Și atunci ele automat se duc în niște calcule în care îți măsoară asset minus debt și îți dă în final net worth pe fiecare bucată. Dar fii atent ce calculezi. Dar ce e interesant este că făcând treaba asta, că aici am să ajung, îi pare ciudat, bă, ce fac toată zi, în fiecare zi pe matematica asta. Tot ce? Da, așa am fost și eu ca și tine. La nivel de creier, îți transmite după ceva ani de când tot faci chestia asta, că, băi, există o esență matematică asupra lucrurilor pe care dacă o ai în control, chiar poți să ajungi să o multiplici on and on fără nicio problemă. Și atunci îți antenezi cumva creierul pentru million dollars. Uite, îți dau o chestie care s-ar putea să-ți placă ce fac eu. Eu chestia asta o fac o dată pe lună, by the way. O dată pe lună îmi abatez tot ce... Eu nu mă refer la the full picture, că oricum o fac și o dată la două săptămâni de până la lună. Dar mă refer și la operational stuff, adică the little thing. Știi că era vorba aia, ce te faci ca să fii... Nu, ce se va întâmpla dacă... Nu, ce te faci ca să fii milionar. Că să-ți numeri banii fiecare zi. Și ca să fii miliardar, să mergi de două ori. Ca să vezi, ca să vezi cât de obsedat sunt, eu trec fiecare cheltuială, respectiv fiecare intrare într-o aplicație. Am o aplicație pe mobil. Așa. Și am acolo evidența tot fiecare chestie. Hai, care în loc de aplicație la mine este Google Sheets. Dar îți dau o chestie și mai tare, sau cred eu că este și mai tare. Eu, de exemplu, am o rație sau un indicator KPI, dacă vrei, pe care îl urmăresc, care, bine, averea netă, bineînțeles, știm toată partea de business, P&L, bla, 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 dar îmi urmăresc câți bani am făcut eu toată viața mea, deci de când am început să fac primul meu ban, profesional vorbind, poți să te gândești profesional din punct de vedere al business-ului sau profesional din punct de vedere de când ai început să lucrezi, mă contează. Și l-ai pus într-un grafic, nu? Am văzut. Nu. Și am calculat după aceea câți din acești bani, procentual, au fost investiți în altceva. Practic, rația aia îmi spune ce am făcut eu cu bani. I-am aruncat pur și simplu pe trai, am mâncat, am mers în vacanță, etc. Sau pur și deci ce procent din acei bani mi-au creat mie pe toată viața alți bani? Pentru că, până la urmă, ideea este banii să-ți creeze alți bani cât mai mult, ca tu personal să te concentrezi pe alte lucruri. Dar fără să calculezi capital gain, adică tu calculezi doar din venituri active, cât ai băgat în investment, și fără să pui capital gain și alte earnings din investment. Exact. Și atunci tu îți controlezi cumva cât duci din ceea ce realizezi în investiții și îți rămâne diferența cât consumi. Exact. Păi, e vorba doar de pune o formulă în Excel, nu mă gândesc acum felul ăsta să o fac, dar e interesant ca abordare, e foarte interesant. M-am gândit că fiind tocilar, poate îți place și ție. Da, da, chiar îmi place. Când nu te-ți face astea de podcast-uri mai des. Ok, number 3 de la tine. Hai să vedem dacă îmi scrii. Hai să-ți dau unul tot așa ușor, foarte, zic eu, care mă ajută foarte mult. La prânz, orice ar fi, mănânc foarte, foarte puțin. De ce? Pentru că dacă mănânc mult, nu mai am chef să muncesc, nu mai am energie, nu mai am creativitate, mă simt obosit, toată energia mi se duce undeva prin stomac ficat, etc. Și atunci am ales să mănânc în general o salată sau ceva lejer oricum și îmi mențin energia până când trebuie să lucrez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habar n-am, până când lucrez. Mi se pare un obicei extrem de simplu, toată lumea poate implementa de mâine. Dar, evident, trebuie să mănânci consistent dimineața. Dimineața, de exemplu, eu am un meniu foarte bine stabilit de către un nutriționist, parte cu un mix de semințe, dar dacă reușești să implementezi chestiile astea, eu zic că e super. Și ce râd acum, că cine o să ne vadă pe vlog, o să zică, păi, da, băi, sunteți robos, mă, nu poți, mă, să fii așa, asta nu e viață, mă, frate, mă, nu poți să trăiești așa.
chiar nu merge. Băi, îți pui semințele care îți plac. Corect. Îți pui semințele care îți plac, da, nu-i problemă. Nu, până la urmă este o alegere în viață. Și mie îmi place shawarma, de exemplu. Chiar acum că am venit în România, abia aștept să mă duc să mănânc pe shawarma. Dar o mănânci, nu știu, o dată pe săptămână, la două săptămâni sau etc. Nu o mănânci zilnic. În mod evident, robot nu poți să fii, dar în zilele în care îți trebuie productivitate, trebuie să produci ceva, atunci trebuie să te concentrezi. Că mai vine o zi în care o dai pe lângă, e super. Bun, ai 3-2. E ok. La ultima fază aseară, Elveția a marcat prin Gavranović. Dați-a plăcut mult Rovegius, da. Un gol absolut exemplar după fază. Deci eu nu știu nici măcar un jucător elvețian. Trebuie să știi pe Shaqiri. Fost alban, mă rog, la bază, cred toată Elveția albaneză. Știu bancheri din Elveția, da. am jucat. Păi toți devin bancheri. Am mai jucat. Mai devreme sau mai târziu, toți devin bancheri. Toți devin clienți ai bancherilor. Da, dar devin și banchii la rândul lor. E în aer la ei. Adică poți să fii și fotbalist și handbalist, tot devii cumva banchier la final. N-ai cum să gestionezi banii așa cum. Îți spun că am prieteni care sunt mutanți din România în Elveția și cumva ajung să gestioneze finanțele pentru că trebuie să fac. Singur? Nu singur, dar încep să învețe lucruri. Ok. Adică singur doar dacă au predilecția asta, predispoziția să studieze foarte mult în profunzime și să facă long term, că cum zice și Sebi Burcaș. Când îmi spune, băi, când începi să investești pe bursă, cea mai importantă chestie este să începi. Adică nu e cât citești, nu e de la cine te inspiri, nu e să începi să investești pe bursă. Și de-abia după ce ai început, începi să-ți dai seama că mai repede că ai nevoie de un mentor, că ai nevoie de cunoștințe pe Ben Graham și așa mai departe. Știi? Bun, ai 3-2, o să-mi scriu și eu acum pentru 3-3. Și ori o dăm la pace, ori lăsăm publicul să spună cine câștigă la penaltiuri. Publicul e suveran. Exact, publicul e suveran. După fiecare chestie importantă, prin chestie poți să înțelegi orice, activitate, un deep work, cum ai zis tu mai devreme, o întâlnire, un call important sau un set de call-uri sau whatever, după fiecare astfel de calup, ia o pauză. De ce? Pentru că cheia este în pauză. Și spun și care raționamentul din spate. Creierul nostru funcționează exact ca un sistem de calculator. Memorie RAM și memorie ROM, dacă mai știi cum se numea pe vremea, știu, da? Știu. Așa. Memoria... Asta e, frate, de moșnege. Memoria ROM și cea hard. Memoria ROM este cumva, este cea pe termen lung, da? Memoria RAM este cea pe termen scurt. Bine, creierul cam așa funcționează. Are o memorie ROM, adică cea în spate, care are informații indexate, structurate pe calupuri, pe sertăraș și așa mai departe. Și memoria RAM în care intră informații și ies, știi, în același timp. Adică ca să bagi o informație, după ce s-a umplut memoria RAM, cei 64 de giga sau cât ai acolo, trebuie să începi să dai afară ca să bagi altă. Noi acum avem un tine care va dura probabil, nu știu, o oră, să zic. La finalul ei vom avea de multe informații noi și colegii noștri, încât dacă intri în altceva, să faci imediat, adică duci și dai un telefon, sau stai pe WhatsApp, sau stai pe Facebook, sau whatever, orice activitate care necesită energie mentală, nu-i face decât să ștergi din informația pe care ai dobândit-o în ora aceea, în ora noastră, și să o înlocuiești cu nouă informație. Care... Dacă mai ești și Facebook, cum fac mulți oameni, stau pe WhatsApp și pe Facebook, când au o secundă de liniște, ți-a șters ce era important și ți-a băgat garbage. Garbage in, garbage out. Și în final, făcând ponderea sau timpul, băi, deep work, break, deep work, break, deep work, break, ai timp în alea, chiar și 5 minute de pauză, dar fac chiar mai mult, am 20 minute de pauză, să indexezi informațiile cheie în spate, inclusiv în subconștient, pentru că creierul, exact în momentul ăla, își cheamă niște celule care, tipul ăsta, Theo Compernon, în cartea Brainchains, numește arhivatori, care ia informațiile pe care noi le-am dobit în ora asta și le bagă în spatele creierului și ele rămân acolo, altfel ele nu se indexează. Și atunci, breaks. E o carte... Chica, cheia marilor succese, nu, da. Pauze lungi și des cheia marilor succese. Deci, de fapt, ai învățat-o de când erai la școală. Da. E o carte, îmi pare rău că am tot încercat să-mi aduc aminte cine a scris-o sau măcar cum se cheamă. E o carte interesantă care preia această abordare și o duce, cred eu, chiar puțin mai departe, în sensul în care oferă exerciții pe care să le faci după ce ai terminat o activitate, astfel încât să intri în starea necesară pentru următoarea
activitate. De exemplu, într-un fel trebuie să fii și să te comporți la muncă în momentul în care te întâlnești cu un client și vrei să-i vinzi ceva și în alt fel în momentul în care ajungi acasă la soție. Sunt două activități complet diferite, tu trebuie să te comporți diferit. Da. Dar îmi pare rău că am uitat, poate o să revin pentru cei care ne urmăresc cu numele cărții sau cu măcar cu autoarea, dar și cu numele și cu autoarea, pentru că este foarte interesant și practic acolo prezintă exercițiile pe care trebuie să le faci astfel încât să treci în mod eficient de la o activitate la alt tip de activitate. Cool, de 3-3? 3-3. Închidem egal? Închidem egal, dar eu puțin câștigat. Okay. Bun, atunci dacă trebuie să ponderez câștigul ăsta. Nu, e egal. Vreau să treci un pic și la imobiliare. Merge. Dar înainte de a intra în imobiliare, vreau să te întreb unde suntem pe ciclu imobiliar. Dacă vorbim de ciclu financiar al imobiliarelor, adică acel ciclu mai lung de 18 ani de zile, de Hoyt, exact, acela. Hoyt și Fred Harrison. Atunci suntem cel mai probabil undeva pe la începutul fazei de perioade de explozie, adică vor urma câțiva ani, nu știu câți, că vor fi 3, că vor fi 4, că vor fi whatever, 5, poate chiar pe explozie. Cu alte cuvinte, în viitor ne așteptăm să crească, deși deja tocmai mulți dintre cei care ne urmăresc deja ne jură. Nu, cum să crească? Păi eu vreau să cumpăr și îmi crește apartamentul. Asta este... România nu poate, nu e locul, nu este la nivelul ăla, da. E prea scump totul. Da. E haos aici, este toți nenorociți, exact. Plecați de aici. În imobiliare însă sunt două tipuri de ciclu, să spunem. Deci nu e neapărat ca pe bursă. Pe bursă e simplu, ai un singur ciclu, sinusoidal, să spunem, și cam aia e. Pe imobiliare avem acest ciclu financiar pe 18 ani, în schimb, imobiliare au o particularitate pentru că ele, mai ales într-o piață matură, iar România începe să devină piață matură, încă nu suntem acolo, dar ne maturizăm, avem cicluri fizice, se numesc ele, care sunt independente în funcție de oraș. Adică Clujul, de exemplu, e pe un ciclu fizic mai avansat decât Bucureștiul. De ce? Bucureștiul este subevaluat, Clujul e mai puțin subevaluat, adică numai că nu pot să zic că e neapărat mult supraevaluat, dar e mai puțin subevaluat decât Bucureștiul, ceea ce înseamnă că Clujul este un pic mai în față de București. S-a văzut chestia asta inclusiv în momentul în care am avut perioada post-criză, ultima post-criză 2007-2008 imobiliară, au scăzut prețurile din 2008 până în 2003 în anumite orașe, 2013. Până 2013, scuze, da. Până în 2014 în alte orașe și până în 2015 în alte orașe. Deci acolo se vede influența ciclului fizic. Dar ca idee. Ideea e că suntem pe fază de explozie. Cool. Deci am fi aici, da? Perioada de explozie la început, zici tu, Bogdan, nu? Bă, nu chiar la început, dar undeva până în prima treime, să zicem. Prima ceva treime. De genul. Ok. Deci ar fi cam un 3-5 ani pe care ceva încă îi exact, trăim în exact, prosperitate. Ceva de genul ăsta. Deci eu zic că trebuie să terminăm egal, pentru că asta este și predicția mea. Ferar să fie. Suntem și din studia noastră tot la începutul perioadei de explozie. Perioada de explozie este momentul în care încep să facă banii, cum se zice pe românește, și în care încep să vină investitori, atât interni cât și externi, încep să curgă banii. Încep oamenii să fie tot mai interesați, la un moment dat se creează un fear of missing out și atunci crește și mai rapid și ajunge într-un punct care nu știm exact când va fi, dar exact. Estimarea este că se duce cam în 3-5 ani, da. Estimarea mea mai degrabă 5. Dar aici vom vedea. Nu avem de unde să știm, dar ideea este că trendul e pe sus. Cam asta. Da. Așadar, dacă e momentul să facem bani în imobiliare, și te rog să nu uităm la final, că vreau să te mai întreb ceva legat de cum totuși am putea să evităm o recesiune peste 5 ani. Asta e o întrebare foarte interesantă. De unde facem cei mai mulți bani imobiliare în perioada asta de explozie? O întrebare foarte largă. Bani se fac din... depinde. Așa, cei mai mulți bani fac dezvoltatori. Dar ce dezvoltatori? Păi nu știu, aia care fac case, aia care fac blocuri, aia care fac office-uri, știi care e treaba? Uite, ca investitor, să spunem că sunt investitor de retail, cum probabil majoritatea din oamenilor care ne urmăresc sunt retail, cumpăr un apartament, un teren, o casă, etc. Păi este foarte simplu, pot să cumpăr un apartament care este construit deja și voi avea un randament, pot să cumpăr în același bloc, dar în loc să-l dau să îl închirie unor corporatiști la unor expați, fac mult mai mulți bani, pot să cumpăr într-un bloc nou, îl iau în fază de proiect, fac alți bani,
pot să-l cumpăr, să-l dau unei firme în închiriere, alți bani. Ideea nu e de unde faci cei mai mulți bani, ideea este să ai o strategie care ți se potrivește pentru tine personal, fie că cumperi și închiriezi unei firme, expat, studenți, corporatiști, whatever, să meargă, atât tot. Nu cred că există un loc din care faci foarte mulți bani. Eu fac bani din imobiliare de multe lucruri. Fac bani din imobiliare din apartamente, terenuri și la terenuri include inclusiv morminte, dacă vrei să râzi puțin. Deci ideea este că se fac din foarte multe foarte multe chestii, da? Deci ideea este ce se potrivește și cam aia este. Unde ai luat la belu? Nu, nu. Nu, acum nu spun că mai face concurență. Asta e interesant, că dacă îi cumperi lângă Eminescu, îți dai seama. Îi cumperi lângă Voltaire, alt preț. Îți dai seama. Dacă merge, de exemplu, cum se cheamă cimitirul la faimos din Paris, am uitat. Nu știu. Știi? E cel mai tare. Acolo ai șansa să trăiești, între ghilimele. Să trăiești veșnic. Să trăiești veșnic lângă niște nume pe care sigur le-ai văzut prin niște... Îți dai seama, niște... Îți dai seama ce business e acolo. Da. Sunt invidios, serios. Da. Sunt invidios, mai ales pentru cineva care a studiat piața asta, mă rog, locurilor de veci, sunt invidios. Dar care e rata de creștere la un loc de veci? Localiza bine. Nu mă interesează rata de creștere, mă interesează... Bănesc că nu e chirie. Nu e și chiar e scump, chiar e scump și devine din ce în ce mai scump să deții locuri de veci. Pentru că, de exemplu, țin minte, cred că anul trecut a crescut impozitul pe locurile de veci cu 50% față de anul precedent. Și anul precedent tot așa a avut vreo 50% față de anul dinaintea lui. Deci, impozitul, deci cred impozitul. Că inflație e foarte mare, exact. Dacă îi se gândesc la treaba asta. Exact. That's interesting. Deci eu sunt la început pe ciclu pe treburile astea, vă spun. Dar, mă rog, hai să trecem puțin... Trebuie să studiem dacă e o piață aici, poate face exact. Un business. Hai să trecem puțin mai serios. Ideea este că totul depinde, din punctul meu de vedere, de strategie. Nu contează foarte mult ce faci atât timp cât înțelegi foarte bine ce faci și ai cui să vinzi serviciul sau produsul pe care l-ai. Absolut. Ok, deci tu pleci la premisa, băi, am un obiectiv, îmi setez prima oară un obiectiv, văd, în primul rând, nu înainte de asta un obiectiv, cam care este profilul meu de risc. Pentru că real estate-ul poate să aibă o doză de risc mare sau poate să aibă o doză de risc scăzută. Și după aia stabilești un obiectiv și după aia te gândești, ok, care sunt opțiuni. Totuși, în același timp, trebuie să știi, te-ai mai rupt un pic de România, poate, dar de-a lungul timpului, că românii totuși se pricep doar la apartamente și case, nu prea se pricep la retail, nu prea se pricep la office, nu prea se pricep la morminte, niciun caz. Și atunci, dacă ar fi să ne ducem în zonă, ne se pricep și una bine, unde ar fi cel mai ușor să o abordeze. Care ar fi formula de abordare de investiție în care să ai maximum de win? Dacă ar fi să-ți dorești. A, maximum prezențial de win. Prezențial așa a spus foarte pe scurt, maximum de win, iei pe rezidențial, fie într-un bloc nou de la un dezvoltator pe care l-ai studiat și îl iei în fază de proiect. Ideea e că l-ai studiat pentru a nu intra în insolvență și să-ți pierzi banii, în mod evident. Da, avansul sau unii dau chiar toți banii, ceea ce nu recomand. Sincer, eu nu înțeleg de ce ai băgat toți banii de la început în loc să dai un avans și să-ți rămână alți bani pe care să-i investești. Dar mă rog, ideea e că fiecare face ce vrea. Și să îl închiriezi spațiile. Punct. Mai bine de atât, nu ai ce să faci. Interesant. Anexa asta, să o stau să mă așteptam. Așteptam să zici că îl revinzi la final. Nu, deci tu spui să-l cumperi în pre-sales, o locație bună ca să deci, să dacă facem, eu am analize, am niște calculatoare automate, să spunem. Bineînțeles că am predicții și dacă te uiți și cum funcționează orice rate sau orice companie, fond, să spunem, care e un fel de fond care investește în retail. Vorbim de retail și de apartamente în principiu. Da. Vei vedea că fac switch-ul odată la undeva între 1 și 5 ani, dar în general 2-3 ani. De ce? Pentru că dacă combinăm, mă rog, e mai complicat de explicat fără Excel, dar dacă combinăm partea de ROI, Return on Investment și CAGR, randament mediu anualizat, și până la urmă contează randamentul mediu anualizat, nu ROI-ul, vedem că în primii 5 ani vei avea randamentul maximizat. Cu alte cuvinte, tu ar trebui teoretic să-l cumperi astăzi,
să-l închiriezi 1, 2, 3 ani, maxim, cam pe acolo, da, și după aceea să-l vinzi. Și ăla este practic maximum din ceea ce ai putea scoate tu ca randament. Și după aceea miști banii, îi rostogolești mai departe. Asta în condițiile în care ești pe ciclu de creștere. În condițiile în care ești pe ciclu de creștere, în mod evident. Absolut. Deci exact în perioada asta, pe care așa, avem acum 3-5 ani. Exact, exact, mm-hmm, exact, exact în perioada asta. În mod evident, în momentul în care ești pe un ciclu de cădere, de corecție, e bine să cumperi. Dar când ești puțin mai tare, mai spre finalul lui. Da, vorbim de creștere în perioada care ne aflăm acum. Da. Interesant. Deci, practic, spui că am maximizat randamentul dacă nu am vinde imediat când îl avem. Exact. Dacă e locația bună, exact, și l-am închiria și când îl revine peste 2-3 ani pentru cei care sunt mai început în investiții, îl pot vinde, în opinia ta, și cu chiriașul în apartament, ca da, asset de investiții, sau da, doar... Și. De ce? Pentru că clasa asta de active, care este extrem de interesantă și noi chiar căutăm o formă pe care să putem să o scalăm, nu prea există în România. Adică oamenii nu sunt dățați să cumpere un produs. Când zic oamenii, sunt la zona de retail, de investors, retail investors. Nu sunt dățați să cumpere un produs care funcționează ca un asset, ca un activ de investiție. Dar ei zic, bă, lasă-mă, cumpăr și un apartament și mă ocup eu să-l închiriez eu, am eu un băiat. Okay. Știi vorba românească, că am eu un băiat. Știi, ai știut un băiat adeus? Toată lumea are un băiat. Toată lumea are un băiat. Da, are un băiat, are un băiat. Sexiști. Da. Exact. Dacă eram un US, era o problemă. Exact. Trebuia să fabrici un cuvânt care să meargă pentru ambele sexe. Exact, exact. We have a person. A person, a person. So, fiecare om are un băiat, are un person, care se ocupă să-l lasă, mă, că-l închiriez și văd, poate scot mai mult. Mm-hmm. Plus că atunci când l-ai închiriat, e mai greu să poți să-l vezi pe interior. Dacă tu ai închiriat un bun către o persoană, ai, conform contractului, de regulă, cam maxim o dată la 6 luni să poți să ai dedus în el. Pentru că deja nu mai e al tău. Nu, eu de exemplu, bine, nu, mă, eu cred că nu intru niciodată la un an, dacă ar fi să ne apartamentul meu. N-aș avea timp să intru în ele. Contractual, da, mă refer, că nu mai intri oricum decât dacă firmă de property management. Contractual, de exemplu, eu ce fac în contractele mele, trec, am voie cu preaviz, notificare înainte cu nu mai știu câte zile, habar n-am când am făcut, m-am dat în lege la momentul respectiv. Ideea e că ai voie, dar trebuie să-i dai o notificare, după aceea trebuie să aștept nu știu câte zile și teoretic ai voie să intri în apartament. Dar îți sincronizează un pic, vezi că aici este povestea, că tu vrei să vinzi către un client, uh-huh, care ți-l cumpără ca iasă de investiții și tu îi spui clientului, vezi că putem intra doar joi la ora 12, care joi este săptămâna viitoare. Da. Știi? Și în același timp se face o procedură în care trimiți, da, o notificare de un preaviz, cum ai spus tu, de vizită, exact, preaviz de vizită, nu-i altceva, și spui roșu frumos să fie la ora respectivă. Exact. Vezi că sunt multe coordonate în poveste, exact, și atunci îngreunează procesul. Cumva oamenii tot timpul caută varianta mai simplă. Mi-am dat zi pe care, băi, cumpăr și un apartament și mă ocup eu să-l închiriez, să am un băiat să-l închiriez, știi. Dar e interesant de găsit o formulă prin care să creezi astfel de asset-uri și să le vinzi efectiv pe asset. Cu randament, cu tot ce trebuie. Știi, deci pe piața expațiilor ți-ar merge perfect asta. Ți-ar merge perfect. Cum ai acces la această piață? Noi până acum n-ai gândit la nici asta. Nu știu, că nu, eu nu m-am ocupat pe okay, asta. We should research. Dar eu m-aș interesa. Da. Sună interesant. Ar fi chiar o clasă de asset-uri foarte bună să o vezi către... Very good. Bun. Sunt total în acord cu tine din nu facem pace. Super. Deci te 5 de prelungit, merge la penalti. Super. Și sunt de acord că locul cel mai bun în care să investești pe rezi, deci pe retail investors, este early stage de la un dezvoltator. Atât timp cât analizezi bine dezvoltator. Da, exact. Atât timp cât vezi bonitatea lui, solvabilitatea, cât de solid e ca experiență, adică să am produse livrate, da? să poți să te bazezi pe ceva deja făcut și să ai sub control cumva să urmărești procesul mai departe. Asta mă duce mai aproape de întrebarea pe care o pregăteam pentru tine mai devreme. Sunt total de acord și așa o văd și eu și sunt mult prea multe presiuni din zona de data leverage. Suntem cea mai unleveraged țară, exact, din Europa și cred că și în lume, dacă căutăm, nu o să găsim. Bă, uite, asta chiar numai, nu, da, bine, în lume nu, că te duci în Africa și... Da, dar dacă te duci pe piețe, da, dezvoltate, pe piețe poate emergente, probabil suntem și acolo pe ultimii. Da, asta dată. Apoi avem presiunea pozitivă, din fericire, a banilor veniți de la multele milioane de români, că nu știu exact câte, da, sunt.
care locuiesc și, și muncesc afară. În principal cei care muncesc pe, pe joburi echivalente cu studiile lor. Și apoi avem presiunea care vine de la banii pompați de la Bruxelles, de la Guvernul României, din rezervele BNR, care acum cumva încep să se consume. Îi spuneam chiar acum un an despre treaba asta pe, în live-uri și pe vlog și așa mai departe și mulți ziceau că sunt un nebun și că tot dispari, că tu ne poluezi, că o să fie o inflație majoră în România în următorii ani. Da, evident că treaba asta nu se întâmplă, voi spui că azi spui azi că o să fie inflația și mâine începe să fie inflația. Nu? Se simte după un timp că încep rotițele să meargă și uite că așa se întâmplă acum. Și mai e ceva, mai e ceva, mai e ceva, care e neglijat de aproape toată lumea, mai ales că a fost pandemia și încă e, încă suntem, nu, vital în pandemie, dar probabil sau sperăm că în viitorul apropiat să nu mai fim, să depășim momentul, îl vom depăși, turismul, oameni buni. România vine de la zero în turism, dacă ne uităm că putem să ne uităm pe fiecare județ, mă rog, eu fiind nebun m-am uitat pe fiecare județ și am centralizat, dar dacă ne uităm pe fiecare județ și vedem evoluția turismului în orașele importante din România, nu vorbesc Transilvania sau unde ai sate, este foarte frumos, dar ca pe noi nu prea ne interesează ca investitor imobiliar neapărat acolo, dar dacă ne uităm pe orașele unde ești, ai fi Bucureștiu, cine s-ar fi gândit că avem turism în București? Bă, păi avem milioane de oameni, de milioane de nopți, milioane de etc. în București, pe pandemie. Mie nu mi-a venit să cred, m-am uitat că a scos INS-ul datele pe 2020. Avem creștere la turism față de 2019. Suntem la 2 milioane și ceva, nu știu. Pe București, în condiții de pandemie. Poate. Și se vede, într-adevăr, în lunile în care, în cele două luni, nu au fost, sau lună jumate, când, mă rog, s-a blocat totul, a scăzut, într-adevăr, dramatic, ai o cădere de-aia mare, dar per total, pe tot, am turism. Iar partea de turism afectează enorm. Dacă ne uităm, nu o să ajungem noi ca Barcelona și etc., dar dacă ne uităm în orașele care sunt totuși turistice în lume, pun o presiune foarte mare pe prețurile imobiliare pentru toți ceilalți, pentru că în mod evident e aceeași bucățică din care toți trebuie să mănânce. Și ăla care vine și vizitează și poate mie vine o idee să fac Airbnb-uri, poate apar când, mă rog, în regim hotelier și atunci mănâncă din piața aia. Eu ca investitor pot să investesc mai mult, de exemplu, în regim hotelier și atunci iau șansa altuia să-și cumpere o locuință proprietate personală. Ce se întâmplă? Prețul crește, logic, pe ce poate să se întâmple. Deci e un element pe care eu îl urmăresc în timp, încă suntem jos, dar tocmai pentru că suntem jos, ne uităm, avem creștere mare și s-ar putea să vedem în 1, 2, 3, 4 ani că afectează destul de mult. Bogdan, atunci haide să mergem către întrebarea de final, înainte de a încheia. Tu știi și știm amândoi că și inflația asta are și părțile negative, adică sună bine dacă ești pe un capăt al spectrului. Când ești în cealaltă capăt al spectrului, când încă nu ai capitalul necesar sau nu ai încă educația financiară să ți-l creezi cumva chiar și din neant, din credit, atunci gap-ul între tine și cei care stă în capătul de investitori devine foarte, foarte mare. Și asta aduce niște riscuri potențiale care stau acolo și mocnesc, care evident sunt gestionabile cu diverse programe sociale pe care statele lumii le practică. Dar tot aceste programe sociale ne spun că nu fac decât să adâncească și mai rău problema. Atunci, pun un delay la poveste, da, exact. Și atunci eu am deja o soluție aici, este inspirată de la Fred Harrison, probabil că știi, citi cartea Bombast, dacă nu îți recomand. Cum facem să evităm o cădere de-aia hard, cădere, nu știu cum să numesc în română, o cădere puternică, abruptă la capătul creșterii. Pentru că e clar că dacă vom crește, vom crește, am dat va deveni nesustenabil și din momentul ăla poți să iei doar în jos. Pentru că această cădere va face foarte mult rău celor care, va da celor care ajung să investească și stă acolo în vârf, dar și celor care între timp vor fi pierdut cumva primii ani și ajung să își dorească foarte mult și își pierd încrederea când văd că de fapt piața este instabilă și iară se creează un haos social. Ce vezi tu că ar putea fi făcut? Dacă ai vreo idee, dacă te-ai gândit la treaba asta, pentru că din postura noastră noi sfătuim investitori, vindem apartamente, case, vindem multe active de investiții. Suntem în lumea asta a finanțelor, a investitorilor, a fondurilor, așa mai departe, știi? Care e foarte frumoasă, să fim recunoscători, chiar este foarte frumoasă, știi?
cum face totul să ajutăm marea masă să ia și ea parte la masă? În cota ei, cât își merită fiecare cotă? Ce am putea să facem în plus pentru ei? Și știu că un răspuns o să fie din partea educației financiară, probabil, mă aștept la răspunsul ăsta, dar aș vrea să mergem și mai în profunzime, dacă crezi că putem să găsim ceva. Da, este complicat de răspuns într-un singur, în 3-4 fraze. Într-adevăr, totul ține până la urmă baza pe educația financiară. Nu ai cum. Mai mult decât atât ține de mindset. Ideea este accepti să începi să vorbești cu cineva pe teme poate contradictorii și să te gândești la ceea ce spune sau o ții pe a ta, spui, nu, domnule, n-are cum, eu oricum știu. Intri într-o discuție și spui, păi, eu oricum știu cum stă situația, ok, eu te pot asculta pe tine, dar tu n-ai dreptate. Deci ține puțin de mindset, să fii capabil să primești o informație contradictorie față de ceea ce crezi tu și să stai să te gândești, bă, oare așa o fi, nu o fi așa, poate am învățat ceva nou, poate nu, poate e bullshit, poate nu. Dar totul ține de educația financiară. Eu nu văd cum, și marea masă nu va câștiga niciodată, îmi pare rău. Marea masă, pentru că dacă marea masă ar începe să câștige, toți ar pierde. Este exact același principiu. Dacă toți am deveni miliardari, toți am fi săraci, pentru că o pâine ar costa un miliard. Adică nu ai cum. Întotdeauna va fi o distribuție a averii pe Gauss. De exemplu, bine, în lumea reală nu e chiar Gauss, e puțin distribuită mai dur decât Gauss, dar oricum mai mult decât Gauss n-ai putea să mergi pe clopotul lui Gauss, cum ce nu știu, pentru cei mai puțin tăcinari. Dar ideea este că... Nu e Gauss pe distribuția averii în lumea, nu e. Dar ăla este... Ultimul grafic era că 9% dețin 86%. Dar ăla este maximum, ăla este idealul la care am putea spera vreodată. Și adică să fie un Gauss. Da. Idealul ar fi Gauss. Păi ăla e maximum, că n-ai cum, mai mult decât atât. Ar trebui o distribuție averii imensă ca să ajungi la Gauss. Da. Ăla e idealul, ăla e the holy grail, care nu va fi atins niciodată. Și acum, nu știu dacă e natural să se atingă. Adică tu spui că legile naturii se transpun și lumea financiară, lumea finanțelor și n-avem cum să ajungem la o distribuție egală, nu, pentru că așa este cum. Natura. Nu ai cum, pentru că asta este unul, se va naște mai inteligent nativ IQ. Unul își va dezvolta mai mult partea de EQ, pentru că îi place mai mult, sau adică de inteligență emoțională. Altul, acum partea de TQ, da? De tehnologie. Nu ai cum să-i egalizezi. Ce se întâmplă acum cu IT-ul? Cei care au studiat IT și sunt în IT câștigă mult mai mult față de majoritatea. S-a nimerit perioada asta. Poate în următorii 20-30 de ani nu va mai fi la fel. S-a nimerit și ei profită. Ei vor deveni au accelerație, să spunem, a veniturilor mai mare față de restul, bafta lor, și vor profita de chestia asta. Marea masă nu are cum să profite toată. Vor fi aceia care sunt interesați de educație financiară, că oricum sunt puțini, nu numai în România, sunt și la nivel mondial, care vor profita, iar restul asta este, vor face, de exemplu, greșeli mari, din păcate, sau oricum nu vor avansa. Deci cheia este educația financiară. Anyway, cred că am surprins vreo 15 alte subiecte pe lângă cele două. Așa este. Dacă am avut inițial, așa că hai să mă arăt în celălalt 100 și pentru datele viitoare. Mă bucur că am fost împreună astăzi. Nu o să facem un end, cum se face tradițional, o să spunem doar așa, că a fost super mișto. M-am avut astăzi pe Bogdan din lângă noi, este mai cunoscut drept căruța cu bani, multe monede. Noi suntem The Concept, eu sunt Daniel Tudor. Asta a fost primul episod din podcastul The Concept. Primul din câte adeus? 1000? Faci 1000? Primul dintr-o 1000, așa. La fiecare 10 sărbătorim cu șampanie. Și urmează să revenim și în următoarele episoade cu subiecte foarte tari. Bogdan, mă bucur tare că am fost împreună. Mersi mult de întotdeauna o super discuție. Și ne vedem curând, da? Vom mai avea ocazia. Da, cu drag. Ciao. Ciao, pa, pup.